Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Brașovul Actual, vom afla ce ne rezervă astrele. Și am alături de mine pe doamna Cathy Mahler, astrologul nostru, pe care cu siguranță o cunoașteți foarte bine. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Vreau la început, înainte să aflăm ce ne rezervă astrele, să ne spuneți cum se realizează o astrogramă. Și cât de importantă este ea. Da, într-adevăr, pentru că... Cum ne influențează ea. Exact. Pentru că n-am avut ocazia să spun în emisiunile mele, dar uite, cu ocazia asta am să spun. În general, influența astrală pe care noi trebuie să o avem în vedere pe parcursul anului ține de astrograma personală, astrograma care se tocmește în funcție de vârsta pe care o ai, de ascendentul pe care îl ai de la naștere, deci este o astrogramă care se calculează în raport cu data nașterii, ora nașterii și locul de naștere, pentru că e nevoie de cunoașterea latitudinii și longitudinii locului de naștere și în funcție de acest ascendent, fiecare dintre noi în acest an s-ar putea, chiar dacă aparținem unei zodii, să avem în casa vieții un alt semn zodiacal și de aceea prognoza astrală ține de acest semn. Adică, vă dau un exemplu. Dacă ești o balanță la 27 de ani, de exemplu, este important ca anul acesta să te uiți la predicțiile astrale ale Capricornului. Pentru că, în afară de zodii, zodia balanță la care fiecare se uită pentru că este zodia caracteristică, dar pe lângă asta el trebuie să se uite această balanță la 27 de ani trebuie să se uite și la predicțiile pe care astrologii le fac Capricornului, pentru că el are Capricornul exact în casa vieții și modul lui de acțiune în acel an nu mai e tipic balanței, e tipic Capricornului. Și atunci balanța aia care de obicei e foarte echilibrată, delicată, diplomată, se transformă într-un capricorn ambițios, muncitor, practic și în anul ăla s-ar putea să întreprindă lucruri peste așteptări. Deci asta vreau să sfătuiesc pe toată lumea, ca dacă au posibilitatea să afle în funcție de vârsta pe care o au ce zodie au în casa vieții, să se uite la acele predicții de-a lungul anului pentru a afla niște informații mai detaliate, pentru că din acest motiv lucrurile nu se împlinesc la toți în funcție de ce scriu astrologii la modul general când întocmesc horoscoape. O balanță care se regăsește în predicțiile astrale date de astrologi trebuie să aibă 24, 36, 48, 60, 72 de ani. Atunci e balanța în casa vieții. În rest, sunt alte semne în casa vieții și ea acționează altfel. Deci, o balanță acționează ca o balanță la aceste vârste. Doar la atunci. Și atunci predicțiile pentru balanță se împlinesc și ea se regăsește în horoscoapele astea zise comerciale, care nu sunt de fapt comerciale, sunt niște predicții de care trebuie să ții cont. Eu am zis mereu că astrologul nu trebuie să spună ce trebuie să aștepte sau să dea soluții la evenimentele, situațiile cu care se confruntă fiecare zodie. Astrologul e un strateg. Mie îmi place să spun ce vă așteaptă ca evenimente. Pentru că influența evenimentelor... Practic, oarecum, da, deci evenimentele se derulează în funcție de configurația astrală universală. Deci dacă ai un Marte în Pești, sigur în perioada asta există Marte în Pești, nu faci treabă multă pentru că nu există o energie astrală puternică care să te facă să fii dinamic. Și atunci te târi, ești mai plictisit, faci mai puțin, te relaxezi. Exact cum e începutul acesta de an. Și de aceea este bine de știut cum evoluează evenimentele. Ei, modul de acțiune îți aparține. Că de aia s-a născut vorba, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Deci eu ca astrolog îți dau, îți spun, așa vor decurge evenimentele și dar tu ca trebuie persoană să până la trebuie urmă. Să acționezi în funcție de zodia ta și de ascendent. Ascendentul, tu și mă aici întrebai, apare diferența între zodie și absolut, ascendent. Care este absolut. Diferența și cum ne influențează una mai mult păi, decât cealaltă? O balanță cu un ascendent scorpion, mă întorc iarăși la balanță, acționează fără scrupul în viață și foarte puternic, luptător, combativ, așa. O balanță cu un ascendent fecioară,
E o balanță mai rezervată, mai diplomată, mai așa, care acționează mai mult dorință în pace și pe unii și pe alții. O balanță Scorpion nu o interesează decât să câștige ea. Deci iată că un ascendent poate să-ți aducă un fel de a acționa tipic acelei zodii. Un săgetător cu ascendent pești e un săgetător moale, religios, un săgetător peste care poți să calci, care lasă de la el, are spirit de sacrificiu. Un săgetător cu ascendent capricorn nu cedează. Deci iată cum ascendentul influențează foarte mult și în general influențează maturitatea. Când omul depășește 36 de ani și intră în perioada de maturitate, între 36 și 56 e perioada de maturitate dominată de Jupiter, când omul are experiență, încredere în forțele lui, atunci ascendentul își pune amprenta foarte puternic. Zodia e așa un fel de înveliș exterior. Avem un aspect tipic balanței, avem maniere, dar caracterul, forța este de multe ori sau și implicit destinul este dat de ascendent, pentru că aici ne diferențiem unii de alții. În cadrul aceleiași zodii suntem complet diferiți prin modul de abordare al problemelor. Și exact asta se întâmplă anul acesta. Asta vreau să spun. Ce ne rezervă astrele pentru anul acesta? Am ajuns aici la 2017. Am spus și o să o tot repet până vom intra în noul an astrologic al cocoșului de foc. În continuare, până în 9 februarie suntem în anul maimuței de foc. Și anul cocoșului de foc continuă puțin evenimentele din 2016. Adică eu am spus că în anul trecut trebuia să terminăm cu ceea ce nu mai merge sau să finalizăm ceea ce am început. Ei, acest lucru trebuie să-l facem neapărat cel târziu până în vara acestui an. Astrele ne obligă, fiind și un an apoi de ambiție mare, crește ambiția, mai ales din toamnă când Jupiter va intra în Scorpion, astrele ne obligă să ne revizuim planurile, dorințele, proiectele, ideile, colaboratorii. În primăvara asta trebuie să vedem pe cine putem conta, care ne-i sponsorii, suporterii, știi? Asta este important. Să vedem cine ne ajută în ceea ce dorim să facem, pentru că nu e un an în care să ne descurcăm singuri neapărat. Ce este foarte interesant este că este un an de început, anul 1, un ciclu astral ține 9 ani, anul trecut a fost anul 9, cel de finalizări, anul ăsta este anul 1, 1, debutul. De aceea trebuia să finalizăm. Trecutul nu trebuie să ne mai impresioneze, trebuie să schimbăm. Unii trebuie să facă chiar schimbări majore, se vor face cu voia sau fără voia noastră datorită astrelor și de aceea e bine să analizăm lucrurile cel puțin până în 15 aprilie. E o perioadă între 4 martie și 15 aprilie în care chiar trebuie să ne gândim bine ce vrem să obținem și cu cine, împreună cu cine vrem să mergem mai departe. Fie că e viață sentimentală, fie că este vorba de muncă, carieră. E un an de reorientare, de începerea unui studiu, de plecare în străinătate, de investiții financiare noi, de începerea unei alte activități, poate colaterale, eu așa spun, nu schimbați macazul. Ideal ar fi acum până în toamnă doar să facem ceva colateral, să vedem merge, bazat pe un talent, pe o vocație personală, o aptitudine, pentru că ne descoperim mulți vocația anul acesta și ne ghidăm drumul și existența în funcție de această descoperire. Ori ne descoperă pe noi cineva, o persoană necunoscută, intră în viața noastră și ne schimbă proiectele. Ne schimbă viața. Sau gândirea. Unii intră sentimental și vor să se căsătorească și așa mai departe și ne schimbă direcția vieții. Alții vin ca mentori. Vin și ne schimbă gândirea de o manieră durabilă pe o altă cale. Deci este clar că tot ceea ce nu ni s-a împlinit până anul trecut, toate dorințele neîmplinite, se vor împlini, ori se împlinesc, trebuie să se împlinească, ori renunțăm la ele. Înseamnă că visăm cai verzi pe pereți, cum se spune. Deci nu mai trebuie să visăm să ne hrănim cu iluzii.
Din ce spuneți, este... pare un an foarte bun, mult mai bun ca anul trecut. Da, este 2017, este mai bun, nu mai spectaculos neapărat. Spectacolul va veni din toamnă încolo, când o să intre Jupiter în Scorpion, acolo vor veni artificiile, cum se spune. Dar ne pregătim pentru asta. Dacă reușim până în vară, sau măcar până în aprilie, în 15 aprilie, zic eu, dar pentru unii chiar până în iunie se va prelungi perioada, să renunțăm la balast, la acele planuri, idei, speranțe care nu se pot concretiza oricât ne-am dori, sau la acele relații care nu ne aduc nimic, atunci ne putem deschide spre noi parteneriate. Vara va fi foarte ofertantă și după aceea, din toamnă, v-am spus să fie așa totul la cotă, la viteza a cincea, cum se spune. Jupiter în Scorpion înseamnă ceva care să fie dinamic la maxim, cum se spune. Deci și beneficiile și energia or să crească și pentru asta este bine să nu ne risipim acum energiile la început de an. Să le păstrăm pentru să economisim, anului, pentru să a doua adunăm parte, cel bani, puțin. Exact. Să adunăm banii, să adunăm energia, să ne mai adunăm relațiile de care avem nevoie și pe urmă din toamnă să rupem, practic. Să rupem totul, cum se spune. E ceva incredibil de spectaculos ce se va întâmpla din toamnă. Și urmează anul cocoșului, despre care aminteați, cocoșului de foc. Da. Anul 2016 a fost al maimuței, încă ne aflăm da. până în 10 februarie, încă suntem în anul maimuței. Despre anul maimuței, eu am spus anul trecut că este un an de joacă. Maimuței îi place să joace și așa a și fost anul, s-a cam jucat cu noi. Și noi, și ei, și alții s-au jucat. Adică totul a mers așa mai mult la tatonare, la încercare, la dar concretizare mai puțin. De aceea, cei care a fost un an mai ales al diplomației, mulți și-au încercat viclenia, talentul ăsta de a... Pentru că acum, anul ăsta, avem nevoie de sponsori, de suporteri, de adepți. Păi trebuie să știm cum să-i cucerim, nu? Și dacă în anul maimuței ne-am încercat abilitatea de a manipula oameni, de a-i păcăli, acum de a-i... punem în aplicare, acum practic. Putem să punem în aplicare și să-i găsim, să-i prindem și să reușim parteneriatele, asocierile, pentru că totul depinde. Acum avem ambiția să facem acest lucru sau încrederea că i-am prins, i-am sedus, i-am prins în mreje, i-am convins. Ei, asta se va întâmpla. Cei care, în loc să se supere pentru decepții, dezamăgiri, trădări anul trecut, au învățat ceva vis-a-vis de puterea de seducție sau de manipulare, au învățat de la alții care s-au folosit de ei, deci în loc să se supere că au fost înșelați, au învățat și ei ceva din această lecție, sigur anul acesta se vor descurca mai bine. Pentru că este un an în care cocoșul aduce multă ambiție și multe întreprinderi, dar cum am spus, e bine să nu ne risipim. Tu mă întrebai înainte de emisiune ce face balanța care are multe proiecte. Da, cu Jupiter în balanță, toate balanțele au foarte multe proiecte, pentru că Jupiter tot timpul mărește, exagerează lucrurile. Eu vă sfătuiesc și o să vedeți între martie și aprilie cu Venus retrograd că foarte multe dintre dorințe trebuie revizuite, mai ales semnele de aer, balanța, vărsătorul și gemenii. Și cele care sunt doar utopii sau fantasmagorii sau că nu e momentul să le aplicați acum, trebuie date deoparte și concentrat pe acele lucruri care vă plac și de care aveți nevoie cu adevărat. Deci ăsta este un an în care trebuie să știi ce vrei, ce... Și acum te întreb eu pe tine, ce-ți dorești, ce-ți place ție să ți se împlinească cel mai mult? Dacă acel ceva se va împlini, restul va veni de la sine din toamnă. Interesant. Deci nu e bine să vrem anul acesta, nu e un an financiar puternic. Deci nu trebuie să muncim pentru bani sau din obligație. Nu trebuie să stăm într-o relație din obligație sau pentru că ne ține partenerul, avem nevoie de bani. Nu. Trebuie să facem ceva ce ne place și alături de cine ne place. Deci dacă bucurile sunt de natură sufletească, astfel ne ajută bucurăm sufletul, să ne bucurăm urmă, sufletul, să ne umplem sufletul de satisfacție. Poate că vor fi doar aprecieri, complimente, diplome, n-are importanță. E vorba de o recunoaștere a meritelor care ulterior ne va face să muncim cu mai multă plăcere și de aici
statul peste program sau un weekend nu va mai fi o corvoadă, pentru că vii cu plăcere la serviciu, sau te simți apreciat, te simți important, pentru că de multe ori salariul nu îți certifică și importanța pe care o ai acolo. De foarte multe ori și anul ăsta chiar mulți se vor gândi cât de importanți mai sunt în cadrul serviciului, în cadrul firmei, în cadrul familiei, cât respect au din partea celorlalți, cât de dacă fără ei se întâmplă să se simte un gol în momentul în care ei vor pleca, și din cauza asta mulți vor rămâne din considerente sufletești, care consider eu că sunt bazele unei relații de durată. Deci dacă o relație chiar de interese, are la baza ei există și niște sentimente de respect, de apreciere, de simpatie. Aceste relații durează. Dacă sunt strict doar legate de bani, țin cât sunt beneficii, după care... Durează. Este un an al triumfului, am putea spune. Da, eu zic că este un an în care foarte mulți vor vedea câtă importanță au în societate, cum îi văd ceilalți, cât de important sunt în familie, ce rol au, și poate că unii vor avea o imagine de sine mai puțin bună și o să zică, mă, trebuie să fac și eu ceva, să mă remarc. Să mă bage și pe mine lumea în seamă. E un an care te face să te evidențiezi printr-o idee, printr-un proiect, dar în general legată și de suflet. Și de aia spun că ăsta e și un an al carității, e un an dominat de soare, în care altruismul, chestiile caritabile, făcute în folosul societății, planul social, e foarte important. Ne putem remarca prin astfel de proiecte. Suntem mai băgați în seamă, oamenii sunt mai receptivi la ce se întâmplă cu societatea. Nu mai sunt așa de indiferenți sau porniți împotriva societății cum am fost în 2016. În 2016 a fost un an dominat de Marte și toată lumea a criticat. Știu, critică și la nivel politic, din asta. Da, cu toate planurile, deci până la urmă. Nimeni n-a fost mulțumit, tată. Bine, nici nu s-a concretizat nimic, în sensul că și dorința asta de acțiune a fost mereu blocată de niște retrogradări ale planetelor și guvernul săracul s-a plâns că n-a putut să facă ce și-a propus și așa mai departe. Dar și critica, adversitatea societății a fost mare. Deci e greu să lucrezi și să mulțumești socialul pe un an dominat de Marte. Deci e cum ți-ai băga capul la ghilotină. Ai toate șansele să fii decapitat. Și dovadă că așa au și fost în final, decapitați. Deși, practic, poate și eu au făcut treburi bune. Ei, acum e soarele care domină. Cei care... Și de aceea și câștigat. De aceea au câștigat acesta. Alegerile PSD-ul, care au o latură socială bine de la începutul Revoluției. Ei au mers pe partea asta socială, deci este ceva fundamental la ei, planul social, și toate acțiunile astea de natură socială, chiar dacă au fost așa exagerate, că cu Jupiter în balanță promisiunile au fost de-a dreptul incredibile, totuși, nu știu dacă cineva i-a sfătuit astrologic, dar astrologia asta ar fi spus, mergeți pe proiecte sociale, fiindcă 2017 e un an al socialului. Și cine promite că face bine societății, are succes necondiționat. Ei, aici e. Deci acolo zic eu că... Și să vedem în ce măsură, pentru că soarele când domină aduce șansa unor realizări, dar ele sunt de scurtă durată. Nu țin mult. Deci soarele... Da, deci s-ar putea ca toate lucrurile astea bune care ni s-au promis și se străduie toți să le fac până în toamnă să nu mai poată fi susținute sau până anul viitor. Deci la finalul acestui an va intra Saturn în Capricorn. Ei, Saturn în Capricorn amendează exagerările. Și de la această efuziune și așa o, cum să spun, o exagerare a situațiilor de bine cu Jupiter, că de aia Jupiter în balanță ne obligă să ne păstrăm echilibru, să nu sărim calul. Și Jupiter te face să sar calul de multe ori, să crezi că poți mai mult decât îți permite Universul. Ei, când o să intre la final de an Saturn în Capricorn, ne așteaptă niște ani de restricții, în care rezistența noastră va fi pusă la încercare. Adică rezistența organismului în cazul sănătății care nu o controlăm
anul acesta trebuie să avem grijă, să avem odihnă, nutriție bună, să facem lucruri legate de întreținere corporală, ca să intrăm foarte bine, sănătoși și mai ales echilibrați psihic, mulțumiți. De asta le spun, faceți ceva să vă mulțumească, ca să fiți mulțumiți și echilibrați psihic. Ei, cine intră cu forța asta, rezistă 3 ani. Saturn în Capricorn crește rezistența. Cine intră cu datorii, se duce de râpă. Cine are economii, rezistă. Cine are serviciu, o duce. Cine n-are serviciu și nu-și găsește, deși are șanse de-a lungul acestui an să-și găsească fiecare, în următorii 3 ani va trebui să facă și munci penibile ca să supraviețuiască. Deci va fi bine acum, dar în următorii ani... Deci, anul nu ăsta, sună foarte bine da, viitorul. Da, viitorul, deci nu trebuie să ne lăsăm îmbătați, pentru că soarele aduce beneficii, aduce funcții, aduce onoruri, dar de scurtă durată. Iar după rău vine, adică după bine vine. Dacă visăm prea, apropo de proiecte, că vrei multe, nu știu ce, dacă la un moment dat anumite proiecte până în aprilie, cel târziu în iunie, vezi că nu sunt realizabile, renunță. Nu te îmbăta cu apă rece, pentru că riști să-ți consumi energia de pomană și să intri în toamnă obosit, nemulțumit și când o să intre Saturn, degeaba la anul o să mă întreb, doamna Cati, ce să fac? Eu o să zic, rezistă. Rezistă. Totul e rezistență. N-ai pe cine te baza, n-ai cămara plină, n-ai serviciu stabil, n-ai casa ta, degeaba mă întrebi. Nu mai, nici societatea nu te mai poate ajuta. Așa, este. Așa că anul ăsta trebuie să profităm și să ne ca așezăm. Să avem resurse pentru și știi anii care următor? Este partea bună? Pentru că la final de an, majoritatea zodiilor vor cunoaște stabilitatea. Și asta trebuie să urmărim. Stabilitatea. Deci dacă zburdăm noi în vară, și ne întindem și ne risipim și căutăm și descoperim, totul trebuie făcut în așa fel încât la anul, pe vremea asta, să zicem, doamna Cati, sunt așezat într-o casă, într-un job, într-o relație, 3 ani stau liniștită. E? Asta este cheia. Și practic toate zodiile ar trebui să acționeze la absolut. Fel pentru... Nu toate acționează la fel. Haideți să le vedem un pic. Da. Deci astea sunt problemele anului și cu astea general. Ne confruntăm. Fiecare zodie acționează în felul ei tipic. Bărbecul cu agitație, cu energie, cu interes față de propria lui persoană, fiindcă anul ăsta bărbecul este foarte interesat de promovarea lui, de avansarea lui. Taurul e mai stabil. Totul e ca el anul acesta până în toamnă să-și plătească datoriile și să-și mai regleze conturile. Deci eu nu-l sfătuiesc să înceapă ceva extraordinar, măcar până în vară să termină cu nemulțumirile și să-și regleze puțin conturile sau relațiile, să-și le limpezească. Vara se pare că e promițătoare pentru Taur, surse noi de venituri sau vacanțe, își pot permite vacanțe, li se recunosc meritele, poate schimbă serviciu, poate fac o afacere proprie, în fine. Deci Taurii au șansa să ajungă să și din toamnă, când o să intre Jupiter în Scorpion, cele mai multe planete, cele mai bune aspecte astrale le au semnele de pământ și semnele de apă, pentru că Scorpionul e semn de apă și favorizează cele de pământ și cele de apă. Jupiter în balanță acum favorizează mai mult aerul și focul. Bun. Deci e clar că pentru Taur cu Jupiter în Scorpion din toamnă trebuie deja să fie așa un final de an cu promisiuni, adică să se împlinească niște lucruri și să se simtă bine și în final el își găsește stabilitatea până pe finalul anului. Gemenii în general au o tendință de libertate anul ăsta, de a acționa așa după capul lor, cum vor. Nu mai vor programe, nu mai vor îngrădeală, să fie îngrădiți, vor să lucreze așa într-un regim mai liber, mai inovator, așa cum le place lor, nu le place să le mai impui niște reguli, niște astea. Ei, și la nivel relațional se pare că mulți gemeni riscă un derapaj sentimental, mai ales dacă sunt într-o relație, pentru că întâlnesc persoane care îi curtează, știi, le fac propuneri și din cauza asta ei riscă să
lase un serviciu pentru altul, ceea ce nu este bine, trebuie să gândească mai bine, sau să renunțe să se despartă de o relație veche, stabilă, să meargă pe... Ei, nu durează mult derapajul, pentru că e Venus retrograd între martie-aprilie și el atunci dă un pas înapoi și mai analizează puțin problemele. Haideți să vedem celelalte zodii, din păcate mai avem foarte puțin, doar un minut. Nu mai vorbim despre celelalte zodii, am dat niște fiecare exemple. Fiecare trebuie să acționeze, deci fiecare practic acționează conform zodiei lui. Iar ca țară... Pe plan politic, că, voiam să vă întreb un pentru pic. Pentru țara noastră, nu am studiat în mod special, dar știu că țara noastră este mistreț, ca zodie în horoscopul chinezesc. Pentru mistreț, anul cocoșului nu este un an rău, dar ce este... Deci, reușește țara să găsească banii necesari, apropo că toată lumea întreabă de unde aveți bani să plătiți de toate. Se vor găsi bani, deci sunt surse, sau se împrumută, sau se fac niște lucruri, dar negocierile pentru a obține acești bani sau pentru a rezolva situații vor fi dificile. Foarte dificile și foarte lungi. Deci chiar avem nevoie de oameni care să se lupte, să fie diplomați și perseverenți în ceea ce își propun. Sperăm să fie așa, doamna da, Catimaier. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă doresc numai bine, rămâneți în actualitate. La revedere!